Alegerile din Republica Moldova au fost administrate în general bine într-o campanie influențată de aspirații geopolitice. Concluzia aparține observatorilor internaționali care au monitorizat procesul electoral din țara noastră. Administrarea electorală a fost în general profesionistă și transparentă și s-a bucurat de încrederea majorității actorilor cheie, în special noul sistem centralizat al înregistrării a marcat o evoluție pozitivă, deși introducerea acestuia s-a confruntat cu provocări legate de proceduri și infrastructură. Totuși, anumite deficiențe pe parcursul perioadei electorale, inclusiv și în ziua alegerilor care au avut loc, vor ridica anumite suspiciuni.